Stimați telespectatori, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Avem o bucurie deplină să ne reîntâlnim pe această cale după o perioadă mai lungă în care am întrerupt filmarea acestor emisiuni. Se pare că această pandemie a oprit, a blocat, a afectat în mod negativ o mulțime de acțiuni și chiar slujbele bisericești, dar iată-ne, după aproape 2 ani de zile, Dumnezeu a deschis ușa, ne-a oferit harul ca să ne vedem din nou. Vă salutăm din toată inima, din Phoenix, Arizona, din Valea Soarelui, aici unde peste 300 de zile pe an strălucește soarele. Ne bucurăm, mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate și credem ca întotdeauna aceste emisiuni pe care le realizăm să aducă în prospătare vieții dumneavoastră, să vă îmbărbăteze în credință, să aducă credință celor sceptici și mai presus de orice să-L proslăvească pe Dumnezeu. Permiteți-mi pentru început să fac referință la o activitate pe care o întreprindem acum, protest și în metropola Phoenix, în solidaritate cu familia Furdui din Germania. Familia Furdui, rudenile, frații, surorile trebuie să știe că suntem alături de ei. Ne rugăm pentru această familie în primul rând, crezând că rugăciunea noastră va ajunge la Dumnezeu și apoi ieșim în stradă ca să ne audă și Washingtonul și Berlinul. Și în ce depinde de noi, facem totul pentru ca cei 7 copii ai familiei Furdui să fie înapoiați și această familie să intre într-o oarecare normalitate cât se poate de repede. Suntem alături de această familie, protestăm împotriva oricărui abuz de genul acesta din partea guvernului sau agenției vreunui guvern și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Furdui. De asemenea, îmi permit și mă gândesc că frații de la Credo nu o să se supere că introduc o notă personală aici pentru faptul că săptămânile trecute o persoană foarte dragă sufletului meu a plecat dintre noi chemată de Domnul acasă. Doresc să transmit sincere condoleanțe fratelui Grigore, sora Viorica, din localitatea noastră natală, în localitatea Lemniu, verișoara mea, dulce și scumpă, a plecat dintre noi, aș fi vrut să fiu la înmormântare, m-am luptat pe toate fronturile, dar nu am reușit, pentru toți cei îndoliați, pentru băieții lor, sincere condoleanțe, Dumnezeu să-i mânghe, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mi-am permis lucrul acesta și pentru faptul că inginerul tehnic al Credo TV este doar la o aruncătură de piatră de localitatea noastră, respectiv Eleanda, pe care nu cu mult timp în urmă a vizitat-o. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze zona aceea din țară și binecuvântarea Domnului, bineînțeles, să se răsprângă peste întreaga Românie și întreaga noastră audiență și toți telespectatorii. În ziua de azi am invitat ca să avem împreună cu noi pe un slujitor și un frate tânăr, coleg, prieten chiar, de jumătate chiar rudenie. Este vorba despre fratele diacon Iacob Magda, care slujește în biserica noastră de o bună perioadă de timp, mai exact de peste 20 de ani de când a sosit în Arizona, din Franța, a ajuns aici ca un băiat tânăr, emigrant, căutând un loc de poposire, a găsit comunitatea de aici, s-a stabilit aici încă din prima duminică, de când a sosit în orașul nostru. Ne-am și cunoscut atunci, s-a și introdus atunci și de atunci slujește în cadrul bisericii. Între timp, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o soție, sora Georgette, care așa a lucrat Dumnezeu că este sora ginerelui meu, deci pe undeva suntem și rudenii, cum anticipam. Dumnezeu a binecuvântat casa lor cu 6 copii, care între timp și aceștia au crescut mari, copii cu minți, copii ascultători, copii cu care ne lăudăm și de care ne bucurăm.
Frate Iacob, bine ai venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm pentru prima dată să putem sta de vorbă în acest context și să împărtășești cu noi câteva din experiențele copilăriei, tinereții, ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă, lucrul la care te-ai gândit, care ajută telespectatorii noștri să își pună încrederea în Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu și în felul acesta să fie întăriți în credință. Ca Domnul să te binecuvânteze și Domnul să-ți binecuvânteze familia. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitație. Cu emoție o să vorbesc puțin, dar încerc să-mi regăsesc gândurile. Da, cum a spus fratele Cornel, numele meu este Iacob Magda. M-am născut și am copilărit în localitatea Dobric, din județul Bistrița-Năsăud. O perioadă a copilăriei foarte frumoasă, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vin dintr-o familie cu 10 copii, 9 băieți și o fată. Am avut o copilărie foarte frumoasă, ne-am bucurat la biserica din Dobric, care, din câte știu, este localitatea cu cei mai mulți frați pentecostali din România. Peste 90% din localitate sunt creștini pocăiți, cum se spune. Încă ca și copil era foarte frumos și crescând așa, acolo când mergeai pe stradă puteai să saluți pe toți oamenii cu pacea Domnului. Chiar dacă era ortodoxi, era obișnuiți cu noi și îți răspundea înapoi ca și cum ai fi salutat un frate în credință, pentecostal, ceea ce a fost foarte frumos. Am avut experiență, cum am zis, foarte frumoase acolo. Vreau să punctez doar două lucruri care m-au marcat. Unul de care nu mi-aduc aminte, că eram prea mic. La vârsta de 9 luni am avut o bronșită acută. Doctorii nu au mai dat speranță că o să trăiesc. A trebuit să mi se administreze injecții penicilină, care se spunea că erau foarte, foarte dureroase, dar la vârsta de un an simțit, doar părinții au descris. Apoi, când eram în clasa a doua, fiind la școală după masă, pentru că era școala cu mulți copii și nu aveam clase, tatăl meu m-a luat cu el să aducă un car de scânduri de plop verzi. S-au tăiat plopii de pe marginea drumului în perioada aceea și le-a dus acolo unde au făcut scânduri din ele. Și pentru că ploua, eu m-am dus să mă urc în car și mi-a alunecat piciorul și am căzut sub car și a trecut roata carului peste pieptul meu. Avea undeva la, după câte am înțeles, 3-4 tone. Tatăl meu s-a speriat foarte tare, am crezut că am murit, am crezut că am fost strivit de car, dar eu m-am ridicat și am sărit în car și până în ziua de astăzi nu am simțit nimic. Am văzut-o ca o mare minune care m-a marcat și care toată viața am putut să mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut paza lui, am văzut cum Dumnezeu m-a păzit și m-a ocrotit. Apoi, la vârsta de 16-17 ani, m-am mutat în orașul Bistrița cu o parte din frații mei. Am locuit acolo o perioadă bună. La 21 de ani am mers în armată, iar o perioadă din viață foarte frumoasă. Am avut o armată foarte frumoasă. Singurul motiv pentru care am mers în armată, pentru că am amânat-o inițial de 4 ori și n-am vrut să merg, am spus că e o pierdere de vreme, dar Dumnezeu m-a convins să mă duc pentru că era nevoie de cineva să mărturisească Evanghelia acolo. Acolo Dumnezeu m-a călăuzit într-un mod deosebit. Am avut o perioadă foarte, foarte frumoasă. Am mărturisit Evanghelia la sute și sute de oameni. Am fost și gornist, am fost și furier și am stat de vorbă cu oameni individual. Seara, după ce se dădea stângerea, îmi puneam un scaun pe hol și citeam din Biblie capitole întregi până când toți adormeau. O perioadă foarte frumoasă de care m-am bucurat. Apoi, cum am terminat armata, am plecat în Franța, unde am locuit aproape 2 ani, iar acolo a fost o perioadă foarte frumoasă, am avut niște experiențe deosebite cu Dumnezeu. Dar vreau să revin puțin la început. Mi-a plăcut sportul de când am fost copil mic și am fost chiar foarte bun la sport. Profesorii au văzut asta și m-au luat în competiții sportive. Am luat locul întâi pe școală la fugă, la atletism, apoi am mers mai departe.
am luat locul întâi și trebuia să mergem mai departe la Beclean, dar acolo părinții s-au opus și au spus nu îl mai lăsăm să meargă pentru că competițiile erau duminica și noi duminica mergeam la biserică. Și au spus nu poți să mergi pentru că știi că majoritatea competițiilor sportive, regimul trecut, le-au pus duminica ca să îi împiedice pe oameni să meargă la biserică. Și pentru părinți a apărut un conflict între spiritualitatea lor și dorința ta de a fi implicat în sport. Da, bineînțeles și le mulțumesc că au făcut lucrul respectiv. Nu mi-am dat seama atunci. Am plâns, am spus, uite, Dumnezeu mi-a dat o abilitate de a, un dar și nu pot să-l folosesc. Când eram în armată, cei de acolo și-au dat seama și-au văzut că am abilități sportive și m-au luat în echipa sportivă a unității. Am luat locul întâi, de acolo trebuia să mergem mai departe la Oradea, era o probă, îi spunea pentatlon, era 5 probe. Dacă era competiția vara, era atletism, era tras, era aruncatul cu grenade, în not și încă o probă, nu mai amintesc chiar acum. Și dacă era iarna, era schiuri în loc de not. Am fost chiar la Baia Mare, la bazinul de not olimpic și ne-am antrenat acolo. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu că aici nu au mai intervenit părinții, pentru că nu eram sub supravegherea lor, dar a intervenit altceva. Și bucuros, am avut un antrenor profesional care ne s-a dat echipei și după ce am luat locul întâi cu echipa și trebuia să mergem mai departe, comandantul unității, locotenent colonel, m-a chemat și a spus tu ai întinderea la un picior și nu mai poți să mergi nicăieri. Și eu m-am uitat așa la el, cumva nedumerit și am spus eu n-am nicio întindere, nu știu despre ce vorbiți. Și a spus o să iei o săptămână permisie acasă și zice nu îți dau mai multe detalii, zice cam atâta pot să spun. De fapt ce a fost un sergent angajat care a luat locul meu pentru că ei fiind angajați luau bani și li se ridica salariul foarte mult dacă erau în competiție sportive. Eu fiind doar soldat în termen n-am avut niciun beneficiu. Și atunci șeful a hotărât să te trimite acasă o săptămână, să-ți vezi familia și să-ți întrerupă activitatea sportivă. Deci el ți-a făcut un rău bine, un bine rău în faza respectivă. Când s-a întâmplat asta, chiar mi-am dat seama și am zis aici a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că eu chiar îl cunoșteam personal pe colonel. A fost, cum se zice așa, pila mea în armată. Uh-huh. Și chiar fiind foarte apropiați, ar fi putut să facă ceva, dar el a spus, asta s-a luat decizia și nu mai putem să facem nimic. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu că m-a oprit să mă duc să merg mai departe, că de acolo trebuia să mergem la Oradea și după aia în China să facem competiția pe toată lumea, pe armatele din toată lumea care s-au calificat. Și Dumnezeu n-a avut în plan lucrul ăsta pentru tine, avea să-ți dea de lucru altceva în perioada asta și a găsit calea potrivită să te oprească. Interesant, ai văzut atunci mâna lui Dumnezeu sau ți-ai dat seama ceva mai târziu? Atunci s-a lăsat cu puțină frustrare, mai ții minte care a fost starea ta de moment? Asta pentru că s-ar putea să ajutăm pe alții care trec prin situații asemănătoare. De moment, ai primit-o de bine sau ai fost necăjit puțin, agitat și după o perioadă de timp ți s-a deschis ochii și mintea? Cum îți aduci aminte? Cum poți să reculegi evenimentul? Chiar pe moment nu mi-am dat seama, am fost foarte frustrat, am plâns chiar. Aveam un birou unde stădeam pentru că eram furiar și gornist și țineam lucrurile acolo și am mers acolo și am plâns și am zis dacă atunci când am fost mic m-au oprit părinții, acum trebuie să mă oprească altcineva. Nu-i fair, nu-i corect. Nu-i corect deloc, dar am zis nu pot să mă duc să trec peste comandant pentru că asta a fost decizia lui și asta e. Nu mi-am dat seama pe moment, dar mai încoace în viață mi-am dat seama foarte mult pentru că a fi un sportiv de performanță nu prea merge împreună cu lucrurile spirituale. Deci e foarte, foarte, foarte greu, mai ales la vârsta respectivă, puteam foarte ușor să alunec și să mă duc în lume. Și Dumnezeu a prevenit lucrul ăsta și mai târziu m-am bucurat. Deci este interesant cum Dumnezeu lucrează în viața noastră în anumite momente
în care credem că sunt împotriva noastră, dar mai târziu realizăm că de fapt Dumnezeu a lucrat prin ele și ne-au fost favorabile pe termen lung. Pe termen scurt, dureros, dar pe termen lung, o binecuvântare. Armată. Mi-a plăcut că te-ai oprit puțin în armată. Mi-a plăcut și mi s-a părut interesant faptul că ai vorbit cât de frumoasă a fost armata. Foarte puțini colegi sau oameni am întâlnit de-a lungul vieții care să vorbească despre armata aproape la superlativ. Așa că am fost curios să văd ce ai de spus și ce a făcut armata să fie frumoasă. Ai amintit câteva lucruri, dacă mai vrei să zăbovești acolo, e interesant, dacă nu poți să treci mai departe. Da, doar puțin. Deci armata pentru mine a fost ceva foarte frumos și mi-a marcat foarte mult viața, pentru că am întâlnit oameni din toată țara. Am avut colegi de la Târgu Jiu până la Constanța și aproape din toată țara, și colegi care erau foarte îndoctrinați în credința tradițională și care, chiar văzându-mă cu Biblia în mână, de multe ori au spus: tu n-ai voie să pui mâna pe Biblie, că n-au ne-a spus părintele că dacă pui mâna pe Biblie, ți se uscă mâna. Și am spus, de când ești copil mic, am avut Biblia în mână și mâinile mele sunt bine, nu sunt uscate, totul în regulă. Le-am citit foarte mult din Biblie lucruri care ei au spus că ei nu le-au auzit niciodată. Și au fost foarte uimiți, au spus: cum de părintele nostru nu citește lucrurile astea în biserică să le învățăm? Și am văzut mâna Domnului, că asta a fost planul Domnului, să merg în armată. M-am bucurat de colegi, am avut colegi foarte frumoși. La noi în armată nu s-a făcut căprărie, cum se spunea, nu era voie să-ți bați joc de niciunul, că e mai mare, că e mai mic ca tine. Deci s-a pus accentul foarte mult pe respect. Cred că ai trăit într-o altă generație. Când eu am mers în armată, în armată oamenii erau campioni la bat jocură și înjosirea celorlalți, mai ales a celorlalți mai tineri. Se pare că armata a crescut, cultura a crescut, nivelul de educație a crescut și în câțiva ani de zile lucrurile s-au schimbat. Mă bucur de ceea ce aud. Deci când veneau alții din altă parte, spuneau că aici ai pensiune, nu e armată. Interesant. Față cum se... În armată am reușit să facem un concert creștin de Crăciun, pentru prima dată în istoria armatei, de acolo nu s-a făcut niciodată. Eu cântam și puțin la orgă și am dus o orgă în armată și am luat câțiva soldați care am știut că au voce și am făcut repetiții cu ei. Și de Crăciun am cântat vreo 7 sau 10 colinde, au adunat toate cadrele, erau vreo 150 de cadre militare. Le-a adunat în club și le-am ținut un concert de colinde, unde s-au bucurat foarte mulți, pe mulți le-am văzut chiar plângând. Și a fost o experiență foarte frumoasă. Acolo era o doamnă, Ceșa, era numele ei, bibliotecară, soția unui colonel, care cânta în corul ortodox și venea și spunea: Magda, hai să cântăm. Și eu mergeam și o acompaneam cu orga și a cânta plângând, și de multe ori mi-am împărtășit necazurile și problemele ei prin care trece. O experiență iară foarte frumoasă, de aceea armata m-a marcat mult, mi-am făcut mulți prieteni, am avut experiențe deosebite de frumoase și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru perioada respectivă. Cum am terminat armata, am plecat în Franța. Acolo am găsit o comunitate destul de mică de români. Nu era biserică pentecostală deloc, era o biserică baptistă unde ne mai întâlneam, dar fiind crescut în biserică, eu nu am putut să nu merg la biserică. Și dimineața, când ceilalți colegi stăteau acasă sau se uitau la filme sau făceau alte lucruri, mergeam la biserică franceză unde nu înțelegeam niciun cuvânt. Ceea ce se vorbea, ceea ce se predica, ceea ce se cânta, dar m-am simțit foarte bine, am zis, cel puțin sunt într-o biserică. Și acolo Dumnezeu m-a ajutat și am crescut spiritual. În vreo 6 luni, cred că am reușit cu alți frați să deschidem o biserică pentecostală, unde am început chiar cu tinerii. Mi-amintesc că ne-am întâlnit prima dată, am fost 8 tineri. Era undeva în perioada, cred că la octombrie, cam cum e acum. Și atunci m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, dacă lucrarea asta vine de la Tine și trebuie să meargă înainte, aș vrea până
de sărbători să fim cel puțin 50 de tineri. Pentru că în Paris erau foarte mulți tineri români, dar pentru că nu era o comunitate, nu se adunau nicăieri. Erau împrăștiați. Erau împrăștiați peste tot și nu mergeau la biserică. Mm. Și pentru mine a fost ceva... Nu m-am putut să mă obișnuiesc cu ideea că să nu ai o biserică, să nu ai o comunitate. Și ne-am întâlnit de anul nou 55 de tineri care activ au început să vină la slujbele de biserică și la slujbele de tineret. O asculta Dumnezeu rugăciunea. Un început slab, dar la care Dumnezeu a privit cu plăcere și se pare că s-a îndeplinit dorința. Cât ai mai rămas? Deci am stat aproape 2 ani în Franța, am început multe activități cu tineri, am avut timp și părtășie foarte frumoasă și foarte binecuvântată. Îmi amintesc de o seară când una dintre fetele care veneau acolo cu noi au spus: nu vreți să facem o seară de stăruință? Și am zis: facem. Ea lucra la cineva care avea un apartament mare pe Champs-Élysées și femeia respectivă era plecată în vacanță și ea locuia acolo, făcea curățenie și se îngrijea de apartament. Și am zis: facem, dar o să fim undeva la vreo 40 de oameni, 40 de tineri. Sau... I-au spus: nicio problemă, veniți tot câte 2-3 odată, tot la distanță de 4-5 minute, să nu-și dea seama vecinii că, cum se spune, noi facem aici un party or something. Da. So, așa am făcut, când am văzut că s-au întâlnit vreo 40 de tineri, am fost foarte emoționat pentru că eu eram singurul care știam ce înseamnă stăruință, pentru că ei habar n-aveau de ce înseamnă stăruință. Erau tineri care nu participa niciodată la stăruință și am fost foarte emoționat și am zis: Doamne, ce să fac? Și prima dată o trebuie să încep cu de la zero, să le explic ce înseamnă stăruință. Pentru că în perioada aia în Franța, cel mai în vârstă om din biserică avea 35 de ani. Deci nu aveam, peste 35 de ani nu a fost nimeni în biserică. Bătrânii bisericii erau la 30 de ani. Da, deci 35 de ani era un frate din Turda, ceilalți eram toți mai tineri. Toți sub 30 de ani. Și asta e istoria diasporei românești din Europa pe o perioadă de mai mulți ani de zile. Am auzit și de fapt am văzut și eu când am vizitat Europa. De la 35 de ani în jos, 40 de ani era o raritate. De ce? Pentru că tinerii au plecat din țară la lucru. Familiștii, în general, au rămas acasă, nu? Da. Așa era și acolo, în Franța. Da, erau, dacă mi-amintesc bine, în biserică, cred că erau sub 10 familii. Soț și soție. Și ceilalți erau tineri și majoritatea băieți. Mai erau câțiva căsătoriți care aveau familia în țară și majoritatea eram sub 30 de ani, poate sub 25 de ani, necăsătoriți. Băieți. Doar băieți și fete foarte puține, fete. Poate 10%, da. 20%. Da, foarte puține fete. Era perioada când încă trebuia viză și se venea destul de greu. Și atunci v-ați trezit dintr-o dată, într-o seară, într-un apartament, 40 aproximativ de tineri, la rugăciune de stăruință. Da, deci a fost o experiență foarte frumoasă, pentru că Dumnezeu chiar o lăsat har și am stat, cred că, până pe la 2-3 noaptea. O trebuie să mergem pe jos, că nici metrourile nu mai circulau. Rugăciune ca pe vremuri. Da, o rugăciune, da, o experiență chiar foarte frumoasă și care a fost acolo, cred că își amintesc. Apoi, după perioada respectivă, când am stat în Franța, am prins o oportunitate să vin în state, în America, și am venit ca și turist sau în vizită, fără să-mi dau seama că o să rămân aici. Dar am venit în 2001, în ianuarie 13, având aici verișori, găsând o comunitate foarte frumoasă. M-am integrat foarte repede aici în biserică și aici am rămas. N-am fost în altă parte niciodată, doar cu ocazii speciale. După vreo 2 ani de zile, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție, Georgette, cum spunea fratele Cornel la început.
Tot dintr-o familie numeroasă cu 9 copii, apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 6 copii, 5 băieți și o fată. A fost 4 băieți la început, soția a spus, eu vreau o fată și mă rog Domnului pentru fată, i-am spus, mama mea a așteptat până la 9-lea, pentru că 9 ai fată în familie. 8 Suntem băieți. 8 băieți și apoi fată. Zic, dacă ești pregătită să mergi până acolo, voia Domnului să se facă. Și a cincea Dumnezeu ne-a dat o fată și ne-am bucurat foarte mult, s-a bucurat și ea. Nu că băieții nu sunt importanți, dar totuși... E frumos și o fată. Eu i-am spus la soție, zic, eu nu sunt obișnuit cu fete pentru că i-am crescut în familie cu băieți. Sora fiind mai mică ca mine, nu prea mi-am dat seama ce înseamnă o fată. Dar este o binecuvântare, e frumos și ne bucurăm în familie. Câteva lucruri vreau să mai menționez sau experiențe care le-am avut și aici. Cu vreo 7 ani în urmă, fiind un om foarte sănătos, un om care n-am știut ce înseamnă durere, n-am știut ce înseamnă boală, n-am știut ce înseamnă medicamente, singurele dureri care le-am avut în viață au fost o durere de dint, o durere de măsia, ceva care aproape că nu poți să-i spui că e durere, deci nu a fost ceva. Dar cu vreo 7 ani în urmă, Dumnezeu m-a trecut prin ceva mai deosebit și am început să mă doar un genunche. Mi s-a umflat foarte, foarte tare, că nu puteam să-l mai pun jos deloc. O trebuie să umblu în cârje. Dar am experimentat niște dureri care nu le-am avut niciodată în viață. Deci dureri foarte, foarte intense, durere care nu se oprea deloc. Deloc. Deci era 24 din 24, te durea, deci ziceai că cineva staie piciorul tot timpul. Am încercat medicamente, am fost la urgență, au încercat doctorii tot felul și nu au reușit să găsească din ce cauză. Deci e foarte interesant și aici vreau să accentuez foarte mult și să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să fie și o încurajare pentru alții. În toată perioada aceasta am fost foarte bucuros, foarte fericit și durerea respectivă nu m-a pus într-o stare de depresie absolut deloc. Deci am spus, dacă Dumnezeu a îngăduit asta, slăvit să fie Domnul, cum n-am fost bolnav niciodată, acum dacă e rândul meu, accept lucrul respectiv. Dar lucrul ăsta a venit de la Domnul, că nu a venit de la mine, că din fire sunt mai impulsiv, sunt mai așa, sau am văzut că e foarte posibil ca în viață să treci prin probleme, să treci prin dureri foarte, foarte mari, să treci prin necazuri și totuși să fii fericit, să fii bucuros și să dai slavă Domnului. Și să ai pace și liniște și să porți durerea cu demnitate. Da. Să o iai ca venind din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu-i trimisă direct de Dumnezeu, cel puțin ai convingerea că e îngăduită de Dumnezeu, e ceva permis de Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște, știe și te ajută să treci prin ea. O performanță, să o numesc așa, la care nu ajunge orice credincios. Un mare procentaj din copiii Domnului, când ajung la durere sau la necaz, intră într-o stare de depresie, de frustrare, de supărare și chiar de revoltă uneori împotriva lui Dumnezeu. Sau cam cât a durat această perioadă? Deci era o perioadă de câte 2 săptămâni când mă lua lucrul respectiv și a durat 4 ani de zile. Doctorii nu au reușit să găsească de ce. Pentru că ei au suspectat într-un fel că ar fi gută sau cum îi spune aici, da, gout, dar au spus, nu-i posibil pentru că, în primul rând, tu nu ești gras, așa, nu bei, nu fumezi, faci exerciții foarte mult pentru că se vede că nu lucrezi la un birou unde să stai toată ziua pe scaun, așa, și adevărat că umblu între 10 și 15 mile pe zi. Zice, nu e posibil să fie boala respectivă. Și plus că, după cum am început să mă informez foarte mult și am citit foarte mult, gut în cele mai multe cazuri se depune la degetul mare de la picior. Inflamația respectivă. Eu n-am avut niciodată la deget.
Doar la genunchi. Doar la genunchi, deci la gleznă. Apărea durerea, era intensă, era constantă și ziua și noaptea, aproximativ 2 săptămâni. După 2 săptămâni te lăsa o perioadă de timp și apoi se întorcea din nou și seria asta de dureri se repeta și s-a repetat aproximativ de 4 ani. De câteva ori pe an. De așa. Câteva ori pe an era. Și doctorii au încercat, mi-au făcut o felul de raze, mi-au făcut o felul de analize și au spus, nu putem să găsim nimic, zice, ți-ai rupt piciorul undeva, ai călcat greșit, mi-au făcut raze la picior, la oase, la tot, zice, nu ai nimic. Deci aș putea să descriu și mai în detaliu, dar nu știu dacă e cazul, dar a fost o experiență, dar ce m-a marcat foarte mult a fost pacea și liniștea care Dumnezeu mi-a dat-o. Și am zis, de multe ori noi ne rugăm și spunem, Doamne, uite, trec printr-o problemă, te rog, scoate-mă. De multe ori Dumnezeu nu te scoate, dar Dumnezeu te ajută să treci prin. Aici am înțeles în deamănunt ce înseamnă ca Dumnezeu să fie cu tine printr-o problemă, dar să nu te scoate din problemă. Doar să fie alături, doar de, să tine fie alături de tine. Și să-ți ofere suportul necesar. Da, deci a fost o experiență foarte, foarte frumoasă și care vine direct de la Dumnezeu și nu am eu nimic de acolo. E lucrul ăsta și experiența asta are semnificația ei, deoarece având o oarecare experiență și cu durerea în trupul meu și discutând cu atâția oameni de-a lungul anilor, am văzut că de fapt frustrarea mai mare și necazul mai mare decât durerea în sine e lipsa de cunoștință a sursei durerii. Asta o văd și în mine însumi și am văzut în familia mea și când stau de vorbă cu alții. Bine, mă doare. Dar de ce mă doare? Să știu motivul pentru care mă doare. Nu neapărat motivul duhovnicesc sau de ce a îngăduit Dumnezeu. Prima dată vreau să știu de ce mă doare din punct de vedere fizic. Dacă mă doare aici sub coastă, vreau să știu de ce mă doare. Mă doare sub coastă pentru că e un mușchi întins acolo, mă doare sub coastă pentru că e afectat plămânul de ceva, mă doare sub coastă pentru că se trage o durere de la inimă, mă doare sub coastă pentru că sunt obosit. Care e sursa problemei? Și până când omul află motivul pentru care îl doare, e într-o stare de stres, într-o stare apăsătoare, într-o stare destul de incomodă, destul de grea, cu o mulțime de întrebări și e foarte stresant. Să știi că te doare ceva în corp și nu știi de ce. După ce ai aflat de ce te doare, adică de unde e problema? E problemă de la inimă, e de la ficat, e de la rinichi, e de la încheieturi, de la circulația sângelui. În momentul în care ai descoperit sursa problemei, parcă se ușurează oarecum. Poți să te gândești la o soluție și știi mai exact pentru ce să te rogi, pe lângă ajutorul pe care poți să ți-l oferă medicii. Deci, paradoxul oarecum aici îl văd și îl vedem în faptul că această durare a fost intensă, constantă, s-a repetat de mai multe ori, ai trecut printr-o mulțime de teste și de fiecare dată când venea nu găseai răspuns la întrebarea. Bine, dar de unde vine durerea asta? Ce sursă are durerea? Ce aș putea să fac? Cum să mă ocup de ea? Cum să mă tratez? Cum să evit? Ce să mănânc? Ce să nu mănânc? Ce exercițiu să fac? Ce să nu fac? Cum să mă odihnesc? Chestia asta trebuia să fi produs o stare de agitație și de stres suficient de mare ca să-ți ia somnul și liniștea. Și în domeniul acesta ți-a dat Dumnezeu pacea și liniștea necesară. E o întrebare. Și în domeniul ăsta. Că am înțeles, din punct de vedere duhovnicesc, știm că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu și le acceptăm. Dar chiar dacă știm lucrul acesta, totuși căutăm să vedem de unde vine problema respectivă. Ai reușit să depășești chiar și în domeniul acela necunoștinței și să primești oarecare pace și liniște necesară pe toată perioada asta?
Deci a fost un lucru foarte interesant, pentru că nu am mai experimentat niciodată în viață lucrul respectiv și nici starea respectivă. Mm-hmm. Pentru că a fost perioade când mă lua durerea așa de mare, a fost perioade când nu m-am rugat niciodată ca Dumnezeu să mă vindece. Așa. Am zis, Doamne, dacă Tu asta îngădui, eu nu Te rog să mă vindeci, eu Te rog să mă ajut să trec. O primesc și prin asta, ca atât, venind de la Tine. Atât. Și nu am fost niciodată nemulțumit, n-am fost niciodată frustrat, n-am comentat niciodată, Doamne, de ce, de ce și de ce. Și am zis, dacă Doamne, asta îngădui, eu văd că Tu ai lăsat-o, medicii nu pot să găsească, de ce? Chiar îmi amintesc că am fost toată la de urgență la spital și a venit un doctor și a spus, o să-ți administrăm morfină. Și zice, asta o să-ți ia durerea, zice, pe loc, zice, în câteva minute o să și simți că și nu te mai doare absolut nimic. Mi-au pus morfină și au așteptat 10-20 minute, jumătate de oră și nu s-a întâmplat absolut nimic. Durerea a rămas acolo. A rămas acolo. Exact aceeași ca și cum mi-ar fi pus apă. Și au spus doctorii, zice, stai că-s foarte rar pentru că, zice, tu ești imun la morfină, adică morfina nu-ți face niciun efect în corpul tău, absolut deloc. Deși dacă vreau e un medicament tare. Da. Deși dacă vreau să te ajute să amelioreze durerea, încercarea lor a eșuat. Da, a eșuat și atunci a spus, pentru că ți umfla genunchile foarte tare, trebuie să stragem lichid din genunche. Și au venit cu o siringă foarte mare și chiar au venit mai multe asistente și au spus, putem să asistăm și noi, că zice, n-am văzut de când lucrăm aici, n-am văzut cum se face lucrul respectiv. Mi-au tras foarte mult lichid într-o genunchi și m-au trimis la un specialist de picioare. Și când am ajuns la specialist, m-a întrebat specialistul, zice, ce ți-a făcut la spital? Am explicat și a spus, zice, e foarte rău că ți-a luat lichid. Zice, nu trebuia să-ți ia lichid de la genunchi, că acum corpul o să durează o perioadă bună până își face din nou lichidul. Zice, problema nu-i ceea ce au spus ei și altceva. Și am rămas destul de mirat, am fost foarte frustrat de doctor, că am zis, nici ei nu știu ce fac. Unul spune una, unul spune alta, nici habar n-au și ei ce fac. Mi-au dat niște medicamente foarte tari, care poate sunt cunoscute, Vicodin, Percocet, la care m-am dus acasă și am luat unul și le-am aruncat, pentru că m-am simțit foarte rău după ele. Și după aia să-mi dau seama că poate să fie chiar să devină o adicție. Le-am luat și le-am aruncat că nu lucrau, efectiv nu lucrau. Ce vreau să scot în evidență că singurul lucru care a lucrat, asta o spun la mine și s-ar putea să lucreze și la alții, când a fost durerea cea mai intensă, cântam. Și când mă apucam și cântam, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, parcă despărea durerea. Am încercat să mă uit la documentare, am zis, dacă stau acasă pe pat, ce să fac tot ziua la... Tot felul de asta, asta nu a lucrat absolut deloc. Dar când începeam să cânt, parcă durerea mă lăsa. Folosea Dumnezeu cântarea ca și ameliorant, ca și medicament. Morfina, da. Nu și-a făcut efectul, Vicodin, nu și-a făcut efectul, dar Dumnezeu a găsit metoda potrivită ca cel puțin temporar să se amelioreze durerea. Da, deci e ceva foarte intens, pentru că s-a întâmplat de multe ori că veneam duminică dimineața la biserică și începea să mă doară puțin piciorul. Mergeam acasă după biserică, mâncam împreună cu familia, mă culcam puțin și când să mă trezesc să vin la biserica de seară, nu puteam să mai pun piciorul jos deloc. Trebuia să-mi iau cârjele. Deci era foarte... dintr-o dată, nu ceva care dura câteva zile, dintr-o dată mă lua și dura săptămâni până când trecea. Deci durerea era în genunche și se manifesta printr-o umflătură, o acumulare de lichid în zona genunchelui? Nu era lichid, nu se simțea niciun lichid, era doar o umflătură foarte, foarte mare, genunchiul se umfla foarte, foarte tare. Așa. Și nu puteai să-l miști deloc. Dacă un pic mișcai piciorul, ziceai că... Și s-a mutat de la un genunchi la celălalt, după aia la glezne, sau la genunchi și la glezne, la picioare, la amândouă am avut. Așa. Atacul respectiv, ca așa îi spune, atac. Și asta a durat? A durat 4 ani de zile. După 4 ani de zile m-am dus la un doctor indian și după câteva întrebări s-a uitat la mine și a spus, tu ai gout, tu ai guta. Tu ai guta, ok. Și atunci mi-a spus, uite,
Ne pare rău, zice, trebuie să te punem pe un fel de medicament care o să trebuiască să le ai toată viața, câte unul pe zi. Și zice, asta o să te ajute. I-am spus că îmi pare rău, zic, eu n-am luat medicamente în viață și nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că trebuie în fiecare zi să iau un medicament. Și atunci am făcut tot felul de research, am căutat să vedem care e sursa, de unde vine, cum se formează și așa, și printr-o alimentație foarte strictă, care nu include porc, care e cea mai bună carne. Așa. Trebuie să renunț la porc. Trebuie să renunț complet. Sau am tăiat tot ce vine din porc, 99% nu mai consum deloc. Așa. Și cu o alimentație strictă am reușit și reușesc acum să am o viață destul de normală. Sau n-am mai avut așa atacuri. Și când am, știu sursa, știu ce se întâmplă, știu medicamentul care trebuie luat și după 7 ani Dumnezeu s-a îndurat și... Simți că ai oarecum lucrurile sub control, da. Tot până îndurarea Domnului și exact. prin harul Lui, că putea să fie mai grav. Și acum dacă vine mai rar, vine cu dureri nu chiar așa de mari, cu umflături nu chiar așa de evidente, acum se manifestă altfel și mai dulci un pic. E mai rar și se tratează foarte ușor acum pentru că știu ce să iau și când se întâmplă iau medicamentul respectiv odată și în câteva ore dispărut. E un motiv de mulțumire. Un motiv de mare mulțumire, dar ce vreau să accentuez din nou, chiar dacă mai spus odată pentru alții care o să asculte, ori prin ce treci în viață e posibil și e foarte posibil cu Dumnezeu să ai pace, să ai bucurie și să ai liniște și să nu fii frustrat de ce Dumnezeu te trece, prin ce te trece, pentru că de multe ori întrebând pe Dumnezeu sau fiind frustrat sau poate uneori chiar murmurând, nu ajută situația să se îmbunătățească absolut deloc. Nici vindecarea sau ameliorarea nu vine, nici din punct de vedere duhovnicesc, nu crești, da. Nu te maturizezi, nu te formezi. Poate că în multe situații Dumnezeu de fapt vrea să folosească durerea ca o metodă de modelare, de formare a caracterului, de creștere spirituală, de înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Și dacă noi nu facem loc lui Dumnezeu ca să ne prelucreze, să intre în mintea, în inima noastră și să lăsăm boala să-și facă efectul, duhovnicește vorbind, pierdem, nu poți să progresezi, nu poți să crești. Da. Fiind nemulțumit și plângându-te toată ziua de necaz. Deci am avut o experiență foarte frumoasă și în sensul ăsta, pentru că am zis uneori lui Dumnezeu, am zis, Doamne, de ce trebuie să trec prin voi? Că necazul e simbolizat ca și o vale. Și am zis, de ce să nu fiu pe vârf? Și la un moment dat Dumnezeu mi-a spus și a zis așa, și văile au frumusețile lor. Așa. Și asta mi-a dat seama să, chiar și fizic, după aia, pentru că îmi place foarte mult natura și mă mai duc la vânătoare. Și am pus în spiritual și am zis, chiar că văile au frumusețile lor. Când te duci într-o vale cu un râu care curge, cu o natură, e foarte frumos. Dar noi ne ferim de voi. Și o spus Domnul, cu alte cuvinte, admire și bucură-te de voi, că și văile au frumusețile lor. Sunt și ele create cu un scop. Exact. Și au menirea să îmbunătățească viața, da. chiar dacă prin durere. Este interesant că noi căutăm cu tot din adinsul să eliminăm orice sursă de durere și de necaz din viață. Cum am spus de atâtea ori, înainte de a ne naște n-am suferit. Dacă îl iubim și slujim lui Dumnezeu după moarte, când Dumnezeu ne cam acasă, nu mergem la suferință, ci mergem la bucurie. Dacă nu acceptăm suferința pentru perioada asta scurtă de timp cât trăim aici pe pământul acesta, când o să o acceptăm? Când va lucra suferința în viața noastră? Și categorică noi suntem împotriva învățăturii adoptate de unii care afirmă că omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, dacă este credincios, dacă îl iubește pe Dumnezeu, dacă ascultă de Dumnezeu, dacă respectă pe Dumnezeu și Sfânta Scriptură, va fi fericit,
va fi sănătos, îi va merge bine și viața va fi roz. Suntem împotrivă pentru că nu se potrivește cu realitatea acestei afirmații. Și nici cu cuvântul lui Dumnezeu în care Hristos Domnul a spus: în lume veți avea necazuri. Viața apostolului Pavel, viața Sfântului Petru și a tuturor sfinților care au trăit înainte de noi arată că oamenii lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, vor fi încercați. Da, deci am văzut că în toată perioada asta și în viață, Dumnezeu mă încuraja foarte mult prin Biblie și prin cuvânt. Și chiar vreau să menționez foarte scurt un lucru care m-a ajutat foarte mult și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg și să fac o comparație. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, când Solomon a zidit templu, când s-a zidit templu, scrie în Biblie că nu s-a auzit lovitură de ciocan și de daltă deloc, deloc, deloc. Puteai să dormi lângă templu când s-a construit, că nu s-a făcut nicio gălăgie absolut deloc. Pentru că pietrele s-au cioplit în munți. Și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că dacă vrei să fii o piatră în zidirea lui, trebuie să fii cioplit în munți. Și când te aduce și te pune în clădire, trebuie să mergi acolo perfect, să nu trebuiască ciocan deloc. Eu n-am auzit niciodată în lumea asta, de când s-a făcut lumea, să se facă o clădire fără ciocan. Acolo, deci, la fața locului. E imposibil. Cum să faci o clădire și mai ales, templul nu a fost ceva mic. A fost ceva mare și faimos. Dar nu s-a auzit sunet de ciocan deloc. Ce meșteri, ce arhitecți, exact. Ce desene au trebuit să aibă cu o numărare perfectă a pietrelor. Fiecare piatră avea schița ei, numărul ei, dimensiunile ei și trebuia executată piatra exact în munte, transportată și pusă exact la locul care corespundea desenului. Ca oameni care trăim acum în lumea computerelor și a tehnologiei, da, e adevărat, cred că e mult mai ușor de a construi așa ceva, pentru că nu mai apeși pe butoane și se realizează un desen. Dar atunci s-a lucrat altfel și totuși au fost așa de avansați. Lecția e duhovnicească de acolo. Da. Așa cum a zidit Solomon templu fără lovituri de ciocan și de daltă, la fața locului, la locul construcției, toate acestea s-au realizat în munte. Așa acum Dumnezeu folosește dalta și ciocanul să ne dăltuiască, să ne formeze, să ne prelucreze pe noi, ne taie la dimensiunea perfectă, desăvârșită, ca să potrivim în zidul etern unde Dumnezeu ne-a pregătit locul în clădirea veșnică, în templul Dumnezeului celui viu, în care așteptăm să fim duși și să potrivim. Da. Probabil că asta trebuie să fie o lecție pentru noi toți. Dacă mai dă Dumnezeu cu dalta și ciocanul în noi, dacă ne mai prelucrează, e pentru faptul că încă nu potrivim acolo unde vrea să ne ducă. Încă suntem în carieră. Încă suntem în carieră. Încă suntem în locul unde Dumnezeu ne prelucrează. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru văile prin care trecem în viață. E adevărat că ne bucurăm și îl slăvim pe Dumnezeu când suntem pe munte, atunci suntem cu mâinile pe sus, e o plăcere, o satisfacție să-i cântăm osanale, să binecuvântăm numele Lui. Încheiem această emisiune cu acest gând frumos și minunat. Nu știm exact unde vă găsiți dumneavoastră care ați urmărit această emisiune și o parte din istoria vieții și a experiențelor fratelui Iacob Magdan. Nu știu exact unde vă găsiți dumneavoastră. Sunteți pe vârful muntelui, dați slavă lui Dumnezeu. Sunteți în adâncul văii, în cariera de piatră, unde Dumnezeu vă prelucrează, vă modelează, dați slavă lui Dumnezeu. Este pentru binele nostru. Tocmai am trecut printr-o boală și am fost vindecați, dăm slavă lui Dumnezeu. Poate că suntem tocmai în adâncul văii, în cea mai mare suferință și în cea mai profundă și adâncă durere chiar acum. Ne rugăm Dumnezeu să vă vindece, Dumnezeu să vă ajute să treceți cu bine. Da, e o vreme de pandemie, anumite părți ale lumii sunt afectate mai mult decât altele. Indiferent de care ar fi circumstanța în care vă găsiți dumneavoastră. Ne rugăm bunului Dumnezeu,
El să vă întărească, El să vă ajute, să treceți biruitori, să treceți și să trecem cu demnitate prin orice situație și orice, orice circunstanțe a vieții. Și toate acestea pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava Lui. Vă mulțumim că ați zăbovit până la încheierea emisiunii. Vă mulțumim că ne dați voie să intrăm în casele dumneavoastră. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Vă dorim mult har, pace, sănătate și binecuvântare. Frate Acomac, dați mulțumim, Dumnezeu să-ți binecuvânteze familia, soția și frumoșii copiii cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Să fiți în continuare de folos în biserică până la venirea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, stimați telespectatori. Vă mulțumim!